șorțulețele la brâu și cu bonetele de bucătar pe cap, cei 30 de profesori străini aflați zilele acestea în orașul nostru prin intermediul proiectului european intitulat Tradition Under the European Sky, inițiat de Școala 7, au pregătit diverse bucate, care mai de care mai delicioase. Atelierul de gătit a avut loc în incinta unui local din oraș, care a pus la dispoziția participanților bucătăria restaurantului. Fiecare echipaj s-a întrecut în a duce în fața noastră preparate tradiționale. Aici echipa din Lituania pregătesc niște clătite cu ciuperci sălbatice. Toți suntem nerăbdători să gustăm din toate preparatele. Prietenii din Turcia au făcut un preparat care se cheamă, am înțeles, chiar chiftea, din carne de berbecuț și foarte puternic condimentată. Extrem de condimentată, aș putea spune, chiar am... Acompaniată de o salată de crudități, da? Noi cu ce i-am încântat? Ceva am făcut ceva între bulzi și tochitură, straturi de mămăligă cu cârnăcior, șuncă și ciuperci. Startul pentru prepararea bucatelor tradiționale s-a dat încă de la ora 8 dimineață, iar partenerii străini și-au adus de acasă ingredientele pe care le-au folosit în rețetele lor. Din unele preparate am gustat și noi. Turcii au gătit pentru profesorii giurgiuveni un fel de chiftele din carne de berbec cu sos de ardei extrem de picant. Lituanienii au pregătit clătite pe care le-au umplut cu ciuperci sălbatice, călite în sos de ceapă și usturoi, pe care apoi le-au servit cu bere. Cei din Portugalia au adus din țara lor natală cod congelat, pe care l-au combinat cu salată de crudități. De departe, cel mai gustos fel de mâncare a fost bulzul românesc, îmbunătățit cu ciuperci și smântână proaspătă. Wild mushroom filling, dry wild mushroom filling inside. Yeah. Where are you from? Lithuania. Lithuania. Food, traditional yes, food? Traditional food from Lithuania. Master chef of this. Ah, master chef. It's very hot. Did you test it? Yes. You must taste. Please. Yeah, first of all. What's this? My production. Yeah. All. And run to the beer. Yeah? Yeah, yeah, yeah. It's very hot. It's nice. Mm, yeah. It's good. One more? What? Yes. Chiköfte. Meatballs, different. Yeah, yeah, yeah. Ok, ok, run. La ora 8:30 s-a dat startul la gătit. Fiecare echipă a gătit ceva tradițional țării din care a venit. Din păcate, nu am putut să realizăm acest atelier împreună cu părinții și copiii, deoarece nu am avut suficient spațiu. Suntem un grup foarte numeros. Ei sunt 37 și sunt și colegii noștri și copiii noștri. Suntem un grup de vreo 60, ceea ce ar fi fost imposibil. Și atunci am încercat să găsim o soluție și profesorii au gătit aici la bucătărie, iar acasă părinții și copiii au realizat alte ateliere.